Calinoiu Vreaca Iordănescu s-a antrenat pandurii Târgu Jiu și din vară, când contractul acestuia va expira. Președintele Consiliului Județean vede o echipă de succes cu antrenorul Edi Iordănescu și președintele Narcis Răducan. Eu am discutat cu președintele secției de fotbal Narcis Răducanu, am discutat și cu antrenorul Edi Iordănescu. Sunt cu adevărat un cuplu tehnic deosebit și de invidiat, pot să spun, de alții competitori în Liga noastră națională, dar ei sunt legați de proiectul lor și vor să-l ducă până la capăt fără nicio problemă. Ion Călinoiu susține că banii nu sunt o problemă pentru a accepta condițiile ce vor fi impuse de Iordănescu pentru prelungirea contractului. Că la noi nu e problema de a se găsi resurse. Resursele există, noi tot trebuie să în continuare să creăm cadrul legislativ și există, de a fi susținut în continuare activitatea de sport performant și nu numai de către Complexul Energetic Oltenia. Bineînțeles, membrii fondatori, primăria, Consiliul Municipal, Consiliul Județean și ceilalți suntem alături de echipă. Contractul lui Edi Iordănescu expiră la vară. Atât membrii AGA cât și președintele clubului și-au manifestat dorința de a veni cu o ofertă de prelungire a acestuia pentru actualul antrenor.